Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a declanșat un control tematic referitor la respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă la unitățile cu profil sportiv de pe raza județului Neamț. Este vorba de bazele sportive de agrement, cluburile sportive și centrele de fitness. În perioada 13-24 iunie 2016 s-a desfășurat campania națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea prevederilor legale referitoare la timpul de muncă și de odihnă, respectiv verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în unități cu profil de activitate sportivă. Au fost verificați și angajatorii care folosesc mâna de lucru din rândul minorilor. Obiectivele campaniei fiind identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, controlul privind respectarea timpului de muncă și timpului de odihnă, identificarea angajatorului care încadrează muncă minori cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau nerespectarea regimului de muncă la acesta. Au fost depistați 12 angajatori care au încălcat normele legale de securitate a muncii. Neregulile constatate au constat în nerespectarea programului săptămânal de lucru și de odihnă. Eliminarea tuturor neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de remediere acestor și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificați 29 de angajatori, s-au constatat un număr de 32 deficiențe în acest domeniu de verificat, s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remediere acestor. S-a aplicat o sancțiune contravențională cu amendă în cuantum de 300 de lei. În ceea ce privește deficiențele identificate de către inspectorul de muncă, putem vorbi de faptul că nu se respectă dispozițiile, în unele cazuri nu se respectă dispozițiile legale referitoare la repaus de 24 de ore după 12 ore lucrate și are pauză săptămânal, nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la întocmirea și completarea regulamentului intern potrivit dispozițiilor legale în vigoare, netransmiterea modificărilor intervenite în completarea registrului salariatului în formă electronică, nerespectarea dispozițiilor legale referitoare obligate de a ține evidență a orelor prestate de către fiecare salariat și, de asemenea, în anumite cazuri s-a constatat faptul că nu se respectă dispozițiile legale privind acordarea concediului de odihnă. Alți 21 de angajatori au primit avertismente legate de faptul că nu au respectat normele de securitate a muncii. În ceea ce privește domeniul securității sănătății în muncă, au fost verificați 29 de angajatori, identificați 21 deficiențe în domeniul securității sănătății în muncă, s-au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale cu avertisment. Privitor la deficiențele identificate de către inspectorii de muncă, s-a constatat faptul că nu a fost organizată activitatea de prevenire și protecție în domeniul securității, sănătății în muncă, neinstruirea lucrătorilor desemnați pentru acordarea primului ajutor, lipsa de informare prin absolvirea de cursuri în domeniul securității, sănătății în muncă, a celor care exercită atribuții specifice. Nu a fost asigurată instruirea lucrătorilor care aplică măsuri de prim ajutor și, de asemenea, nu au fost desemnați lucrătorii care să aplice măsurile de prim ajutor de stingere incendiului și de evacuare a lucrătorilor. Salariații Inspectoratului Teritorial de Muncă au comunicat agenților economici verificați faptul că au un termen de remediere a deficiențelor constatate. Neremedierea acestor deficiențe vor conduce la amendarea angajatorilor respectivi cu amenzi cuprinse între 5 și 10.000 de lei.